Bună ziua, dragi invitați! Bine ați venit la Pinacoteca Antiohia Cantimir din Bălți. Astăzi avem o deschidere de expoziție neoficială, doar cu reprezentanții expoziției și puțini invitați. Expoziția se numește Lada de Comori și este organizată de către Pinacoteca Antiohia Cantimir cu meșterițele, cu 6 meșterițe. Fiecare din meșterițe are stilul său de lucru, cineva brodează, cineva croșetează, cineva pictează, iar cineva face pălării din paie. Vreau să vă spun că pe toate 6 meșterițe ne leagă două lucruri. Primul lucru este dragostea de artă, de a crea ceva frumos, și a doilea este clubul meciurilor popular. De unde a început dragostea față de această artă, de artă. Vreau să vă prezint întâi pe doamna Ada Țibuleac. Doamna Ada Țibuleac, care a fost directorul clubului meciurilor popular și va rămâne pentru noi, pentru că noi am prins-o ca director. Doamna Ada a venit la expoziție cu tablou și cu pălării din paie. A doua este doamna Maria Ciobanu, care este meșter popular și care este conducător de cercul de broderie și croșetare și care ne-a învățat să brodăm și să croșetăm. Și desigur noi deja, elevii, surorile Georgiata Andreea și Stella Drăguța, care face ei și cămașe, brodează, Irina Pașnea, care croșetează, face rochii croșetate. Mai departe să ne spună ea despre detalii și eu, Alina Țurcan, care brodez ei trase și cămașe. În continuare, dacă cineva din meșterițe vrea să spună ceva despre lucrările sale, rugăm să treacă aici și să prezinte. Haideți. Doamna Ada, dacă am început. Doamna Ada. Felicitări cu deschiderea expoziției. Această expoziție, vreau să zic că noi am încercat o altfel de expoziție, deoarece de obicei prezentam câte o persoană, dar aici adică au venit mai multe persoane, eu așa un fel de ghid, să zic un fel de persoană care le-am puțin ghidat. Și sunt fete tinere, fete cu dorința de a face lucruri frumoase. Fiecare și-a făcut în felul său ceea ce a dorit, ceea ce a simțit că trebuie să fie. Expoziția mea este, am zis, puțin altfel. Sunt cu cămașele mele care m-au dus pe perioada de 25 de ani, așa zi de zi, o parte din cămașă, pentru că nu era, este imposibil pe toate să le prezentăm, o parte din cămașă care au fost prezente cu mine timp de 25 de ani, la diferite concursuri, expoziții, prezentări și așa mai departe. În spatele dumneavoastră este prima mea cămașă, nu e prima. Iată, aceasta este prima mea cămașă pe care eu am făcut-o, după toate regulile, pentru că încercasem eu, neștiind cum se face, am luat-o special pe această cămășuță mai micuță, am luat-o pentru că aici am făcut cu nu corect, adică cum a ajuns pe mine capul, n-am avut la perioada aceea cine să mă instruiască cum se face și când vine omul cu o dorință, pentru dorința aceasta de a face cămașa a fost toată vremea. Și de mică copilă, mă rog, ca și toți copiii astăzi, se îmbracă la diferite concerte, diferite evenimente de tipul acesta, în costum popular. Și noi tot eram copii și tot ne îmbrăcam. Am avut și eu două cămașe, dar le-am dat. Că dacă le-aș arăta astăzi, mie mi-este rușine de ele, pentru că am fost tot ce am dorit cu mama. Adică ce am găsit pe prosoape, le-am cusut acolo, le-am brodat acolo. Așa mi-a plăcut. Asta a făcut o leacă de altfel, ca apoi să încerc, am fost pentru prima oară prin anii 89 în România și fiind pasionată de portul popular, acolo unde vedeam un magazin de librării, ca și astăzi, pentru că sunt profesoară și librăriile m-a atrat, am intrat, am procurat 3 cărți, revenind acasă, am citit cum se croiește pentru prima oară corect. Mi-am luat un cerșaf vechi pentru că mi-era frică. Pânză nu era ca și astăzi în magazin foarte, foarte mult. Era foarte greu de ales pânza, foarte greu. Alții mai era, dar pânză nu era. Am croit un cerșaf vechi ca să fac experiență. Am, cro-
urmărit, am prins, am văzut că mi se primește și iată, aceasta a fost prima mea cămașă pe care eu am prodat-o. Aceasta a fost a doilea cămașă, chiar l-am expus în întregime, așa cum sunt eu îmbrăcată zi de zi, pentru cei care mă cunosc. Știu că toată vremea eu sunt din la picioare, măcar învățată cu ciorap, opici, costum, cămaș, catrință, brâu și numai decât provoadă, pentru că femeile căsătorite nu aveau dreptul să fie cu capul gol. Ne spuneți, vă rog, cât timp se cheltuie pentru astfel de lucrare? Este o întrebare nu ușoară și nu grea, pentru că pentru a face un costum, uneori poți să-l faci într-o zi, într-o zi nu-l faci, dar am venit într-o lună, dar uneori poți să lucrezi și 4-5 luni, depinde de pânza cât e de fină, depinde cât e de complicat desenul, depinde dacă sunt mai multe culori și cât este de mărunt. Și mai depinde și de dispoziție. Pentru că dacă ai o dispoziție bună sau ai avut un eveniment, după acest eveniment vine pofta de a lucra frumos și bine și mult. Ușor se lucrează, dar sunt momente când lucrez mai greu pentru că este o durere în familie sau ceva de altfel. Și câte exemplare sunt incluse în expoziția dumneavoastră? Aici sunt câteva, doar câteva, pentru că dacă le puneam totul se primea așa una peste alta și nu arată frumos. Cândva citisem într-o, mă ocupam de Ichivana și citisem un, așa, o mică povestioară foarte interesantă care mi-a prins bine în viață să înțeleg de ce. La, când merge vorba despre Ichivana, sunt niște reguli care se respectă ca și la cămașă. Și în rege auziți despre un grădinar foarte renumit. Are o grădină foarte frumoasă, cu multe flori frumoase. Și iată, regele i-a transmis prin slujile sale că vine la dânsul ospiției să vadă cea mai frumoasă floare. Grădinarul a intrat în grădină și această floare îmi place și aceasta și aceasta și aceasta. Și cum se spune regele, uite, floarea aceasta este mai frumoasă, cea mai frumoasă. A făcut în felul următor. A tăiat toate florile și a lăsat numai o singură floare. Regele înfuriat, de ce a făcut lucrul ăsta, că e bat jocul pentru dânsul. Atunci grădinarul i-a explicat de ce cauză a făcut el. Așa și aici, dacă le expuneam una peste alta, pur și simplu nu erau prea să fie frumoase. Am ales cele mai importante, cele care mie toate îmi plac, dar adică așa care sunt mai aproape de sufletul meu. Eu aici am avut mai multe expoziții personale care au fost la galeria, dar astăzi sunt ea mai multe și le-am lăsat pe fete, ele sunt la prima așa mai mare expoziție și le-am lăsat pe ele să-și expună lucrările mai detaliate. Vor mai fi expoziții, vom mai avea ocazie să vedeți lucrările mele. Eu, da, sunt meșteriță și pictor, și grafician de carte și încă multe, dar astăzi aici prezint o serie de tablouri care reprezintă niște figurine în port popular. Adică un an în urmă, 2 ani în urmă, am colindat aproape toată Moldova pe la expoziții și târguri, văzând acolo oameni foarte frumoși, haine foarte frumoase, cămăși naționale. M-am îndrăgostit, am început și eu, apropo, să brodez, cu toate că aici broderii nu prezint. Ce să vă spun? Am pictat ea. Este tot ca o pictură de șevalet. Fonul este alb, adică este hârtie sau pânză și pui culorile cum le simți, adică cum simți că trebuie să fii, așa pictez. Cu toate că să pictez ele sau oamenii în cămăși naționale e un pic mai greu. De ce? Fiindcă la ei sunt niște legi mai serioase. În pictură sunt alte legi. Și aici un pic vin în contradicție, dar oricum încerc să le împac pe toate. Vă felicit cu această expoziție frumoasă. Mă bucur pentru tinerii noștri care au făcut, în ziua de azi, au făcut un efort foarte mare. Toate 4 meșterițe tinere, nu ne mai vorbim cu doamna Maria, au făcut un efort și au expus niște lucrări jos pălărie. Fac și pălărie și încă și le pictez. Acum poți să
Am păstrat distanța socială. Deci, eu mă numesc Georgeta Andrieș și sora mea Stella Drăguțan. Eu vreau să încep cu sincere mulțumiri pentru Clubul Mișto Popular, la care am început drumul spre acest club să-l trepătăm de mici copile. Ne-am găsit oameni frumoși, ne-am găsit părinți, ne-am găsit locul unde ne-am relaxat, am fost ca acasă. Vreau să spun sincer mulțumesc pentru profesorii noștri, de la care continuăm să ne inspirăm, de care eu nu mă obosesc să le admir, ca persoane frumoase, ca suflete deosebite. Eu cu tot nu mă opresc să le mulțumesc pentru ceea că ei au apărut în viața noastră și datorită lor am ajuns și noi încet ușor să creiem ideile noastre, să creiem lucrările noastre. Mulțumesc lor! Omul în sine poate să-și creeze viața personală, de unul singur. Dar atunci când în viața noastră apar anumite împrejurări, îndeosebi anumiți oameni care te șlefuiesc, care te sculptează zi de zi, astăzi poți face ceva. Suntem pline de bucurie și de fericire și de mulțumiri, probabil, care nu au margini. Sunt foarte bucuroasă că în viața mea o am pe doamna Maria Ciobanu, care, datorită ei, astăzi fac ceea ce îmi place. Astăzi pot face ceea ce mi-am dorit toată viața, să fiu fericită. Și de nenumărate ori, când am ocazia să vorbesc despre frumos, eu vorbesc despre oameni. În această listă sunt mai mulți oameni, începând de la părinți, bunei, dar vorba despre frumos, mereu pe primul plan, o are doamna Maria și doamna Adelaida Țâvâleac. Datorită acestor oameni, astăzi putem să vedem ce avem aici în sală. Ele sunt mamele noastre care ne-au dat viață. Într-un cuvânt așa frumos, ele sunt cele care astăzi suntem noi aici. Foarte probabil că putem să spunem despre acest lucru. Mame, cu adevărat, care ne-au dat naștere, care au dat dragoste și care probabil că plecăciuni pentru frumosul care ne le creează astăzi. Împreună facem tradiție, facem cultură și împreună vom rămâne în istorie. Da, la expoziție. Da. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc gazdei pentru că ne-a acordat posibilitatea de a ne manifesta chiar la noi în oraș. Vreau să spun, deci colecția mea este o colecție de rochii crușetate. Astăzi o să vedeți doar modelele de rochii care au fost făcute pentru mine personal. Și, desigur, o serie de goblene și lucrări brodate în cruciuliță. Ce vreau să spun? Fiecare lucrare are farmecul său, are istoria sa, exact cum și fiecare om are istoria sa în viață. Arta este ceva care cred că m-am născut cu ea, deci a venit din copilărie. La școală am fost persoană care nu am avut ocazia să am educația tehnologică, cu părere de rău, dar fiind deja în clasele mai mari, urmăream cei mai mici care deci au avut ocazia să mă întâlnească de mici pe doamna Maria Ciobanu, care mi-a fost nu doar profesoară, mi-a fost ca o mamă, exact așa cum pot să spun și despre mulți alți profesori, care permanent au fost alături și au fost o susținere de ceea ce contează foarte mult pentru un copil de mic. Și cred că nu întâmplător au fost toate aceste întâlniri. Și mulțumesc doamnei Maria și mulțumesc Dumnezeu că am avut această ocazie să îmi manifest talentul meu, să pot să creez ceva frumos, să pot să să arat lumii frumusețea interioară,
să fie expusă prin niște lucrări care fiecare ar putea să le facă doar dacă are dorință. Arta de a face frumos vine din suflet. Asta am afirmat-o permanent. Și doresc tuturor, nu doar noi, cei care suntem astăzi meșteri, dar și copiii care vin și maturii care deja sunt, să își asume, să spunem așa, un risc de a face frumos și de a-l manifesta și de a-l arăta lumii în întregime. Pentru că fiecare lucrare care vedeți în sală, nu doar ale mele, dar care mai sunt, deci la fiecare te oprești și simți o energie aparte. Fiecare lucrare îți povestește la nivel de energie, la nivel de subconștient, care este istoria ei. De asta vă doresc tuturor succes în ceea ce faceți, atât colegilor care suntem astăzi, cât și celor care vor să se expună pentru viitor. La mulți și la mare sănătate! Și vreau să vă mulțumesc cu o diplomă, în semn de recunoștință pentru participare de excepție la expoziție de broderie la Dar Pomori. Vreau să felicit pe doamna Maria Ciobanu pentru participare. Vă puteți să facă parte. Vreau să mulțumesc Irinii Pașniar. În continuare, felicităm pe doamna Adelaida Țăbuleac. Surorile, Georgiana. Mulțumesc pentru participare. Și Stela. Da, bine am fost de 5 minute. Și eu.